Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest, în care avem 134 de Gold, Hell Spirit și Barbarians. Avem un Magical Chest, în care avem 1504 Gold, Goblins, Skeletons, mai avem Musketeer, Hog Rider, Barbarian Barrel, Goblin Giant și 4 P.K. Ok, găsim 9 epice. Mai avem un Magical Chest din Trophy Road. Hai să vedem. 1504 Gold, avem Skeletons, Inferno Tower, Bomb Tower, avem Rascals, Elixir Golem, Skeleton Army și Poison. Deci de data aceasta 10 epice. Bun, hai să ne luăm și crown chesturile. Ar trebui să avem două bucăți. Excelent, hai să vedem. Avem 1156 de gold, 2 gemuri, skeletons, avem Electro Spirit, 34 de bucăți, un P.K.A. mare și 12 mini P.K.A. care se transformă în Star Points. Ok, încă un crown chest. 1185 de gold, avem 3 gemuri, Skeleton Dragons, avem Minions, Wallbreakers și Royal Hogs. Bun. Ok, am mai strâns ceva gold acolo. Mai un pic și începe noua săptămână de war. Și vom veni cu meciuri în forță. Sper să reușim o poziție mai bună decât data trecută. Hai să și cerem niște cărți. O să luăm noua carte, Electro Spiritul. Ok. Daily Deals-urile le-am luat deja. Bun, haideți să-i dăm drumul cu meciurile. O să jucăm la turnament. Vedem că a început Global Tournament-ul și vom da și noi primele meciuri. Bun, haideți să începem. Vom pune arcașele în spate. Ok, a pus un Sparky acolo și o să dăm racheta fără să ezităm. Ok, a pus un Knight. Vom aștepta și vom pune Valkyra când va trece podul. A pus și un Giant, dar cred că mai bine pun Valkyra cu mini P.K.A. Da, s-a descurcat destul de bine Knight-ul cu Valkyra. Ah, puțin cam în spate acel Hog. N-a fost chiar cum mi-am dorit eu. Ah, și din păcate rămâne în viață acel Electro Wizard. Dar cred că l-am rezolvat cu Tesla. Dacă nu va avea suficient elixir să pună și Giant-ul, ar trebui să fie o țintă ușoară. Ar trebui să dăm și un Eros aici. Da, și scăpăm fără damage din acest atac. Bun, avem un avantaj de aproape 800 de elixir, de hit points. Dar trebuie să ne apărăm bine și aici. Da, din păcate nu avem ce să-i facem acelui Sparky și vom lua câteva hituri. Va pune Giant-ul probabil acum, dar sper că îl vom rezolva cu Freeze-ul. Da, din păcate nu. Da, se descurcă bine acolo mini P.K.A. Scăpăm de acel Sparky, care era foarte, foarte periculos. Scăpăm aici și de cele două trupe și trimitem un nou push cu Valkyra și mini P.K.A. Cu Valkyra și Hog. Mini P.K.A. îl vom pune pe Sparky împreună cu Freeze. Ok. Punem și
câteva arcașe. A, și chiar dacă va ajunge pe tur cu, cu mine în hordul, n-ar fi dat suficient damage încât să, să întoarcă partida. Ok, mai punem o Valkyrie aici, dăm și un freeze. Da, și ar trebui să câștigăm acest match fără, fără emoții. Avem prima victorie din Global Tournament. Nici nu m-am uitat pe reward-uri, sincer să fiu. Hai să dăm, să aruncăm repede o privire. Ok, am câștigat două common token-uri. Mai avem aici gemuri, iar token-uri 2000 de gold, 2500 de gold, 2500 de gold. Token-uri 15 gemuri la 8 victorii și un lightning chest. Iar pentru bonus avem 1000 de, 10.000 de gold, un legendary token, un epic chest, iar 10.000 de gold, încă un epic token, un giant chest, 10.000 de gold. Băi, destul de puțin, sincer să fiu. Destul de puțin gold. Parcă data trecută a fost ceva mai mult. Bun, hai să mai dăm un match. Să vedem dacă mai reușim încă o victorie. Ar fi excelent dacă am, dacă am reușit acest lucru. Dar haide să vedem. Bun, trimit acolo mini pack-a cu Valkyrie. Probabil îmi pune și freeze-ul. Hai să ne, să ne apărăm momentan. Na, nu cred că vor ajunge pe turn trupele. Ba da, reușește mini pack-a. Oh, și ce, ce noroc avem cu acel, acel hit pe turn pe care îl reușește mini pack-a. Da, suntem destul, destul de norocoși la, la acest prim atac cu mini pack-ul care reușește să, să lovească turnul. Bun, trimitem aici Valkyrie cu mini pack-ul din nou. Am pus un bomb, Skeleton Bomber sau Giant Skeleton. Și nu cred că vom da... Eros nu avea rost să dăm un Eros acolo. Mai dăm câteva hidru cu arcașele și stăm, stăm foarte bine până, până în acest moment. Să punem și arcașele aici. Mai și meciul e destul de strâns. Din punctul meu de, de vedere. Dar cred că vom reuși să obținem victoria. Să punem aici mini pack-a. Ok, scăpăm acolo de barbari. Vom scăpa și de, și de Mega Knight. Și de Mega Minion. Dar... dăm un Eros aici pe, pe trupe. Și încă o dată reușește mini pack-a să lovească turnul din... când mai avea foarte puțină viață. Ok. Să punem aici o Valkyrie. Scăpăm de... de Skeleton Bomber. Să dăm aici un, un Eros și vom pune și mini pack-a pentru... pentru barbari. Ok, punem arcașele. Uite, îți dau un freeze. Pune din nou Valkyrie, un o rachetă plus plus Eros ar trebui să să doboare acel acel turn din stânga. Și obținem și a doua victorie din turnament. Ne luăm următorul reward. Hai să vedem. Avem, cred că un token, ah, nu, 10 gemuri. Bun, 10 gemuri și strângem 1358 de gemuri până, până în acest moment. Le vom folosi cu siguranță la un, la o ofertă bună. Ok, bun. Hai să mai dăm încă un match. Pentru că am jucat, am început seria foarte bine. Și de ce să ne oprim dacă lucrurile merg bine?
Trimitem Valkyra acolo. Era bună racheta, dar încă nu am. Să pun arcașele pentru Baby Dragon. Da, din păcate n-are Skarmii sau alte trupe mici. Am folosit Eros-ul. Trimitem aici și Ho-ul. Ar fi putut să mă tragă pe King Tower. Am greșit un pic. Bun, trimit din nou Valkyra din spate. Da, și nu avem avantajul în începutul de meci. Sper să-l avem până la final. Trimitem arcașele, trimitem și mini P.E.K.K.A. Da, sper să ajungă înaintea golemului pe turn. Dacă nu, vând dau un freeze. Da, spargem golemul. Ce bine era dacă nimeream și Night Witch-ul cu acel mini P.E.K.K.A. A, oricum reușim să scăpăm de el. Și în continuare ne păstrăm avantajul. Schimb de aici și arcașele. Scăpăm de Mega Knight. Și Baby Dragon-ul vom aștepta cu Tesla. Ok, scăpăm aici și de Lumberjack. Da, și mai sunt 50 de secunde din această partidă, pe care o vom rezolva cu o rachetă, dar până atunci... Ok... Bun, hai să dăm o rachetă aici. Și nu prindem, din păcate, Baby Dragon-ul. Și meciul va intra în prelungiri. N-am reușit să ținem de avantaj. Și astfel va trebui să jucăm în prelungiri. Punem Valkyra aici. Să punem și arcașele. Să punem mini P.E.K.K.A. pentru... pentru Night Witch. Și reușește să ne dea câteva hituri destul de bune pentru el. Ok, hai să așteptăm următorul atac. Da, ce bine era dacă reușeam să-i prindem și Mega Minion în freeze. Da, din păcate pierdem acest al doilea meci. Eram foarte aproape de victorie, dar n-am reușit să gestionăm meciul pe final. Și pierdem, din păcate, a treia partidă din acest turnament. Bun, băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!